Sunt preotul Ioan Gherbovețchi, preot al Bisericii Ortodoxe, preot al lui Hristos în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse. Mă aflu în Portugalia și slujesc aici de mai bine de 23 de ani. A ajuns, bineînțeles, și la mine informație că, uite, în Moldova se răspândește așa cum numiți un mit, dar eu aș numi mai mult o minciună grosolană, o înșelăciune vicleană cu scopul de a înșela, cum am zis, poporul. Pentru că Uniunea Europeană, gândesc eu, chiar nu merită să fie prezentată în felul ăsta. Îmi permit să zic lucrul ăsta, deoarece, cum am menționat, trăiesc aici de 23 de ani și Uniunea Europeană nu cred eu că va pune în pericol Biserica Ortodoxă de Moldova și mai ales credința ortodoxilor în Moldova. Eu gândesc că oamenii au toată posibilitatea să se informeze bine și să nu asculte de cei care răspândesc așa minciuni și înșelăciuni și să vadă că Uniunea Europeană este formată, creată deja de multe decenii. În componența ei se află multe state, multe țări, inclusiv țări ortodoxe, care putem în orice clip vedea că nu li s-a distrus biserica și nu li s-a șterbit credința, inclusiv credința ortodoxă. În Uniunea Europeană sunt state romano-catolice, sunt și țări protestante. Ele n-au devenit așa odată cu aderarea la Uniunea Europeană, așa erau și așa se păstrează. De cum avem și Franța, da, dar secularizată, care tot n-a devenit așa că uite, a aderat la Uniunea Europeană. Era de multe secole, un stat secularizat și tot așa se păstrează, fiindcă fiecare stat are libertatea de a-și păstra specificul lui. La fel, țările noastre ortodoxe, cei care zic că odată cu intrarea în Uniunea Europeană, noi ne expunem unui risc foarte mare de a pierde credința, de a fi distrusă biserica, eu gândesc că li se poate aminti faptul că trecând frontiera în România, deja intrăm în Uniunea Europeană. Mergând spre Grecia, spre Muntele Atos, știu că din Moldova se realizează multe pelerinaje, da? La Muntele Atos, păi parcurg prin Uniunea Europeană drumul încolo. Și cine poate arăta că de la aderarea României în Uniunea Europeană a fost distrusă cu tare sau cu tare biserică sau mănăstire? Sau în Bulgaria, sau în Grecia. Nu. Își păstrează credința, fiindcă credința nu ține de faptul dacă țara noastră este în componența uneia sau altei uniuni.